Consumatorii casnici vor plăti facturi cu 2,4% mai mici în trimestrul 2 al acestui an. Decizia a fost luată de Autoritatea pentru Reglementare în Energie pe fondul scăderii prețurilor de închidere a licitației. Aceasta este a doua scădere a prețului energiei electrice anul acesta. Începând cu 1 aprilie, milioane de consumatori casnici din România vor plăti facturi reduse cu 2,4%. Comitetul de Reglementare a avizat în ședința din 30 martie 2016 tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali care beneficiază de serviciul universal, valabile în perioada 1 aprilie-30 iunie 2016, având în vedere faptul că în urma sesiunii de licitație pentru trimestrul 2-2016 a fost îndeplinită Primită condiția de la articolul 35 aliniat 1 litera A din metodologia aprobată prin ordinul numărul 92 per 2015 iar media prețurilor de închidere a licitației pentru trimestrul 2 2016 a fost mai mică decât media prețurilor de închidere a licitației pentru trimestrul 1. În ședința din 30 martie s-a decis reducerea în medie cu 3,9% a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță în trimestrul 2 față de cele aplicate în trimestrul întâi. Ca urmare a acestui fapt, estimăm că noile tarife avizate vor conduce la o reducere de aproximativ 2,4% în factura clienților finali care beneficiază de serviciul universal, în principal consumatorii casnici, se arată în comunicat. Tarifele de distribuție a energiei electrice au mai fost reduse și în luna ianuarie 2016 cu 3,5%, deoarece tarifele de distribuție au scăzut cu 12 în medie, în timp ce ponderea certificatelor verzi a crescut.